O postare făcută pe o rețea de socializare care arată zeci de arbori tăiați și pregătiți de transport în imediata apropiere a drumului forestier din rezervația Lacul Cuieșdel a stârnit reacții dure în mediul online. Pe imaginile filmate de conducătorul unui autoturism se văd copaci în mai multe zone, unii deja stivuiți, alții abia trași lângă calea de acces. Aceeași postare arată și o poză care indică intrarea în rezervație, iar de aici și până la oprobiul public n-a fost decât un pas. În comentarii apare nu doar ideea defrișării pădurilor, ci și a faptului că, de fapt, bariera de la intrarea în zona protejată ar fi pusă tocmai pentru a ascunde tăierile ilegale. Reporterii 1 TV au cerut o explicație avizată din partea direcției Silvice Neamț. Referitor la o postare și la unele luări de poziție din spațiu public, de pe rețeaua de socializare Facebook, țin să precizez că direcția Silvice Neamț are în desfășurare, în zona în care au apărut acele filmări, o lucrare de exploatare a masei lemnoase, face obiectul unei partizi de rărituri, lucrări absolut normale într-un arboret tânăr. Deci, eventualele întrebări, probleme, discuții care se pot iscape această treabă și în alte zone unde sunt oarece suspiciuni, îi rog pe cei care sunt interesați de acest fenomen să vină să ne adreseze nouă, putem face precizări, putem lămuri situația la fața locului și văzut exact dacă sunt ilegalități comise sau sunt lucrări absolut normale în desfășurare în fondul forestier gospodării de direcția Silvice Neamț. Silvicultorii insistă asupra faptului că orice informație care ajunge în mediul online trebuie verificată, iar dacă aceasta se confirmă, va fi sancționată fără ezitare.